Cei care vor să aibă un stil de viață mai sănătos pot apela oricând nu la Mihai la Bilic, ci la un ceas inteligent. Pe lângă notificări, acestea știu să măsoare tot mai precis bătăile inimii, să facă EKG sau să analizeze în detaliu fiecare oră de somn. Cu mai multe detalii, evident, vine colegul nostru, Marian Andrei, urmează LKT. Bună dimineața! Bună dimineața! Tic-tac, tic-tac! Bună dimineața! N-aș da nutriția la o parte, eu cred că se completează. Clar. Și unde nu știm noi, să lăsăm tehnologia să ne învețe. Și am povestit încă de ieri despre noile ceasuri pe care Samsung le-a lansat de curând. Au ajuns și la noi la test. Avem și un Garmin Venue 2 aici. Și o să arăt câteva lucruri foarte interesante, pentru că am eu la mână, de fapt, un ceas care știe să măsoare tensiunea arterială, să facă EKG și nu știu cum să traduc în română, poate m-a ajuns tu, Lavinia, cu indicele de masă corporală. Știe să facă și acest lucru, adică n-ai nevoie de un cântar pe care să te așezi, pur și simplu butoanele de aici funcționează pe post de electrod și atunci, senzori speciali și îți poate spune câtă grăsime ai în corp. Câtă apă și câtă apă, da. Exact. Și, bine, și raport greutate, înălțime și multe altele. Așa, da, exact, sunt multe lucruri. O să arăt. Dar cred că e atât de deștept încât să spună țesutul adipos în anumite zone dar importante. Probabil că trebuie să introduci niște parametri. Trebuie să-i adaugi greutatea, cum fac eu acum. Ce mă bucur că pot să merg un pic mai jos. Încă un pic. Așa. Înălțime, greutate. Da, înălțimea este deja setată. Îmi spune să pun degetele așa. Vezi că te-a furat la cântar, auzi? Da. Nu. Și cum e? Îți dai seama că nu mă verifică nimeni. Și niciun fel de măsurătoare? Așa, e mai greu cu sacou să ții mâna atât de sus. E ușor... Aha, uite că vedem. Bine, îți dai seama că la cameră... Uite. Așa. Și spune că am... 78 de kilograme, mușchi scheletic 32,2 kg, masă de grăsime 17,6 kg, grăsime corporală 22,5% și apă în corp 44 de kg și metabolismul bazal 1675 de kilocalorii de apă în corp. Poftim? Păi nu suntem, nu era reclama aia că suntem nu știu cât la sută apă? Stai puțin și... Devenind deja fântână arteziană, nu? Păi mi se spunea și delfinul când eram mic. Bun, o să mai merg mai departe prin meniu, pentru că mai are câteva funcții interesante. Spuneam mai devreme de somn, dar o să arăt mai bine asta pe Garmin Venue 2. Apoi avem această funcție aici de tensiune arterială. Cum funcționează? Pur și simplu trebuie să pun ceasul la mână, să fie brățara strânsă bine, să stau nemișcat. Și în acest moment face măsurătoarea. Foarte important, primele 3 măsurători pe care le face, trebuie să le faci cu un aparat profesionist ca să poți să calibrezi ceasul. Și cred că trebuia să nu vorbești în timpul bine, acum, clar. Da. Ne interesează, acolo ai pulsul sau tensiunea? Sunt plătit pentru alte. Este tensiunea acum, 134 cu 79, văd eu bine? Da. E ok, stai bine și vorbind așa, da, și în poziția asta de verticală, bă, ești bun, bă, băiatul. Plus se cac eu, da. Și puls? Pulsul o să măsor acum pentru că vreau să fac și un EKG. O să țin degetul aici. Ia, stai că chiar vreau să văd cum arată. Dacă ai 72,45, ești vis. Dar totuși, când îți faci un EKG, nu ți spune. Ba da, la EKG. Ia să vedem. Acum, da, am emoții. Îți tremură mâna, ce? 24. Atâtea secunde au mai rămas până o să ne spună pulsul sau ce? Ce reprezintă? Da. Ok. Ia, nu mai vorbi, stai așa un pic, las că vorbim noi în locul tău. Mamă, ce desene artistice apar pe ecran. Da, poate fi un reper care să se trimită la doctor, eventual. Dom'le, nu contest, n-am 2, 1, ia să vedem. Ne concludem. Și o să spun și de ce. De ce? Pentru că din cauza emoțiilor mi-a transpirat și degetul, dar mai devreme... Funcția tactilă n-a mai funcționat sau ce? Da, dar mai devreme, bine, acum da, n-am atâta experiență cum aveți voi, dar mai devreme aici am făcut un EKG. O să-l arăt aici la cameră. Asta este cel de acum. Dar uite, mai am unul pe care l-am făcut mai devreme în pauză. Și cam așa arată. Și pot să trimit mai departe medicului, dacă eu sunt la distanță, de exemplu, și spun, uite, nu mă simt bine, s-a întâmplat treaba asta, pot să-i trimit repede, în format PDF, tot aceste EKG. La mine a pus o întrebare foarte, foarte deșteaptă. Totuși, când mergi la un exercițiu de specialitate, ca să spunem așa, și intri în cabinet, EKG-ul înseamnă niște senzori care vin pe tine și se lipesc și așa, mai înțelegi ce zic? Pe cutia toracică, la brațe, la picioare. E, cât de fidel poate fi un ceas de genul ăsta, fără să te sperii că s-ar putea să dea și o eroare și să intri în fibrilație din cauza lui? Ideea în felul următor, că nu prea e voie să pui funcții de genul ăsta pe un ceas și să te lauzi că este... nu știu, funcțional sau... Adică acuratețea unde se încadrează? Cred că este undeva la 95%. Bă, ei, nu ar fi rău, da. Și pot să dau un exemplu pe care l-am mai tot dat. Mama mea sau care se simțea foarte rău într-o seară, adică simțea că are palpitații. Așa. Și atunci aveam un Apple Watch, atunci l-am pus ei la mână și a făcut ea un EKG și într-adevăr a apărut că i-a apărut recomandarea să viziteze un doctor pentru că are fibrilații. Ok. Da. Și a doua zi s-a dus la doctor și a fost confirmat diagnosticul. Deci sunt destul de precis, o să mai dau și mai multe detalii la ora 10, trebuie să încheie aici. Bine, mersi, foarte interesant.